prin weekend în care am ajuns și eu prin Cluj. Să încerc pe viitor să vă să fiu mai prezent spre sfârșitul săptămânii în zona Transilvaniei și Cluj. Am să vă supun atenție sigur mai multe teme, vreau să le luați în calcul pe cele care doriți. Fiind început de an și pentru că se lucrează intens la mecanismul financiar în ianuar la Uniunea Europeană, dar și la Politica Agricolă Comune și suntem în procesul de elaborare a programului național strategic, pentru că așa se va numi PNR-ul, vechiul PNR, se va numi program național strategic. Sigur, avem niște elemente de poziționare și de negociere. Pentru că aceste negocieri nu se fac numai la nivelul ministrilor. Atunci, când o dată pe lună ne întâlnim la Bruxelles, la reuniunea Consiliului de Ministri, se fac și la nivelul Parlamentului European, prin grupurile noastre de parlamentare și noi avem un grup de parlamentari foarte activ și foarte bun, zic eu. Avem și un vicepreședinte din Comisia de Agricultură, pe care putem regla sau pe care ne putem corela și la nivelul Parlamentului European. Sigur, în final, contează foarte mult și Consiliul European, pentru că va fi, în final, un trialog. Toate deciziile vor fi luate în urma unui trialog. Comisie, Parlament, Consiliu. Și am să încep cu această poziționare a noastră și, în primul rând, a Ministerului Agriculturii, pentru că, după cum știți, politica agricolă comună și programele de coeziune sunt comune. Restul celorlalte aspecte țin mai mult de specificitatea fiecărei țări parte. Când a fost preluată coordonarea acestor negocieri privind cadrul financiar multianual, în 2027, în decembrie, de către noul președinte al European Charles Michel, s-a spus că în ianuarie statele membre vor avea consultări la toate aceste niveluri de care spuneam, atât la nivel de ministri, cât și la nivel de al Consiliului European. De aceea noi ne pregătim cu anumite poziționări. Săptămâna viitoare voi participa la un eveniment tradițional, Săptămâna Verde, în Germania, unde se întâlnesc în fiecare an toți ministrii agriculturii. Acolo suntem în curs de a fixa niște bilaterale. Sigur, intenția mea este să am întâlniri bilaterale, în primul rând, cu ministrii agriculturii, a celor țări care au o anumită specificitate asemănătoare cu ceea ce avem noi. În primul rând, cu ministrul Poloniei, care am avut deja o bilaterală, cu ministrul Ungaria, Slovacia, Cehii, țări care au aceleași probleme și doresc să rezolve prin politica agricolă comună 2021-2027 aceleași probleme. Pentru că deja există un grup al țărilor nordice care au o poziție comună. Urmând ca în 27, cealaltă săptămână, la reuniunea Consiliului de Ministri a Agriculturii, să încercăm să avem conturată o poziție comună. Legată de ce? În primul rând, de bugetul total alocat agriculturii. După cum știți, Comisia a propus un buget la care România avea alocat 20,5 miliarde de euro, din care 6,76 miliarde pentru pilonul 2, pentru dezvoltare rurală. Mult scăzut față de 8,02 miliarde care a fost alocat pentru perioada 2014-2020. Aici, sigur, noi dorim să creștem alocarea pentru pilonul 2 pentru dezvoltare rurală. Asta este poziția noastră și a țărilor cu care ținem legătură. Apoi, legat de flexibilitate. Pentru că în timpul președinției finlandeze, cele 6 luni, s-a vehiculat și documentele care acum sunt, s-a vehiculat că la sfârșitul fiecărui an trebuie să face o evaluare a diverselor
calizat și astfel știu fiecare an să facă niște evaluări, banii necheltuiți pe măsura respectivă să piardă. Este aproape imposibil de realizat așa ceva. Aici sunt mai multe țări care suntem de acord că nu putem accepta, mai ales că ei fiind în foarte mare încălzire și când zic ei comisia, consumerul, se pare că anul de tranziție va fi nu numai 2020, nu se vede în ca și anul 2022 să fie anul de tranziție. Adică să nu se termine pactul european, respectiv programele naționale strategice ale țărilor membre, în așa fel încât noul PNS se deruleze pe regulile noi abia din 2023. Anul 2021 și anul 2022 să fie an de tranziție. Banii noi, reguli vechi. Știți că data trecută a fost doar un an de tranziție. Acum, datorită întârzierii negocierilor, care nu știu dacă vor reuși să le grăbească cei de la președinția croată, pentru că Croația a aprobat președinția în domeniul agriculturii. Urmează Germania. Se pare că Croația va face, va acționa în sensul în care dorește și Germania, pentru că Germania urmează să fie până din iulie până în decembrie. Să grăbim acest lucru. Deci, legat de flexibilitate, mi-am dorit să se mențină flexibilitatea de până acum, banii respectiv să putem reporta de un an pe altul și chiar dacă facem la fiecare, la fel cu fiecare an, să facem valoare. Iar banii care sunt găsiți necheltuiți se putem muta spre alte măsuri. Vă dau un exemplu și anul acesta, la evaluarea comisiei, am găsit niște bani necheltuiți și am dirijat, pentru că nu erau proiecte depuse, am dirijat în zone unde erau foarte multe proiecte. Am găsit vreo 40 de milioane bani rămași și am dirijat pentru proiectele pe tineri infermieri. Sau am găsit 12 milioane într-un alt capitol, am dirijat pentru abatoare de mică capacitate. De ce? În zona montană. De ce? Știți cu toții că au fost promovate foarte intens, în mod populist, proiecte legislative legate de zona montană, fără să fie finanțate. În care li s-a spus oamenilor ce greu este la munte, ce greu se produce la munte, că zona montană se repopulează și ce bine ar fi să nu fie așa. Dar fără să li se spună în acele proiecte de legi, care sunt măsurile concrete și care sunt alocările financiare concrete. Legea muntelui și încă 6 pui. Pentru că este legea muntelui care alege calmul și, urmă, este legea stânelor la munte. De fapt, că o stână la munte ar trebui să fie diferită de cea de la deal sau de la câmpie. Legea punctelor de corectare fructe la munte, legea lânii la munte, punctelor de corectare lână, lapte, abatoare și legea investitorilor la munte. Deci, au fost niște proiecte de lege în România mea, cum de atunci în Comisia de Agricultură, niște legi care doreau să creeze doar cadrul de discuții, în așa fel încât cei de atunci, mergând din diverse zone montane, să spună că noi lucrăm acum la legea muntelui și am zis de ce nu așteptăm noul PAC și să putem prinde nou PAC niște proiecte concrete pentru zona montană, în așa fel încât să știm că 7 ani, 2021-2027, zona respectivă, vor fi utilizați niște bani care chiar există. Pentru că în buget așa ceva nu a fost prins niciodată, nu m-au prins. Ca sigur s-a dorit această discuție, să zic așa, puțin electorală. M-am întâlnit și cu cei din zona muntană și am spus la timpul de face, pentru anul acesta am găsit 18 milioane, care e cerința cea mai mare acum, păi sunt în zonele montane, nu sunt puncte de sacrificare în acestea mai mici. Și am mutat 18 milioane pentru această măsură. Deci nu abatoare mobile, pentru că este operație la urmea să livrăm și abatoare mobile, ci abatoare de capacitate. Și astea sunt două exemple. Și 4 de milioane am dirijat către tinerii fermieri. Tineri fermieri care pentru prima dată vor primi și pământ. Deci fac o paranteză. O să fac multe paranteze, dacă îmi permiteți. Eu când am preluat pe Ministerul, înainte, am pus o întrebare celor de la ADS și am primit un răspuns direct de la ADS, fără să fie cenzurat de către Minister, și eu am întrebat ce suprafață de cine statul Mușe este gestionată de către ADS. 319.390,873 hectare. Am spus, care este suprafața cadastrată și întăpulată? 111.640, adică o treime. Deci, doar o treime din această avere națională, să zic așa,
oficială, știm exact unde este și cât este suprafața concesionată? 230.000. Adică două treimi din suprafața destinată de ADS este concesionată. 230.000. Pe 50 de ani, pe 50 de ani, pe 29 de ani. Am întrebat și care este nivelul competențelor. Am primit culmea fiecare contract în parte pe județe. Am făcut o medie aici, pentru că este mai important. Sigur că redevențele sunt ridicole pentru cei care cunosc agricultură. Redevențele sunt undeva între 300 și 800 kg grâu. În zone unde este un pământ foarte bun, mai ales în zonele din sud. Pe hectar? Pe hectar. Unde producțiile sunt între 10 și 12 tone de pământ. Deci, zice acela aportat, nu dai. Și sigur că aceste, m-am uitat și cui au fost concentrate aceste suprafețe și spre surprinderea mea, aceste suprafețe mari erau concentrate celor care mai aveau în proprietate sau concesionate și alte 10.000 de hectare. Și care sunt și beneficiari de subvenții cei mai importanți din România. Și care nu au nicio treabă acționariatul acelor companii, nici măcar cu Uniunea Europeană. Multe sunt din afara Uniunii Europeană. Arabia. Și am pus o întrebare, câte hectare au fost concesionate de titlul fermier? Pentru că deține titularea acestor titluri de concesiune nu aveau nicio, nu erau din țări extra-UE. Mulți, adică și țări extra-UE, foarte mulți. Și am întrebat și câte hectare au fost concesionate de titlul fermier. Nu, pentru că eu toată această perioadă am auzit că Ministerul Agriculturii și Guvernul României ar trebui să susțină tinerii fermieri și, normal, să susțină pentru că acest fenomen este comun în toată Europa. Îmbătrânirea nu numai a forței de muncă, ci și a proprietarilor, a celor care, a deținătorilor de ferme și exploatații agricole. Este un fenomen întâlnit în toată Europa și în toată Europa se caută mecanisme pentru a întineri în zona aceasta de activitate în agricultură. Și de aceea a apărut și acest program Tânărul Fermier, unde se putea aloca până la 40.000 de euro pentru instalarea tânărului fermier, dar fără să li se acorde și pomul. Și am spus că anul acesta, pe lângă cele 40 de milioane de euro pe care le-am identificat să le ducem în măsura tânărului fermier, o să încercăm ca acele contracte de concesiune care expiră să nu le mai dăm bătrânilor și șmecherilor fermieri, să le dăm tânărul tinerilor fermieri. Și câți sunt tine fermieri au terenul? Că ați zis că ați întrebat. Zero. Zero hectare a fost acordat, a fost concesionate tinerilor fermieri. De zero hectare. Adina de se. Da, de se. Este vorba de terenul statului român, administrat de ADS, programul tinerilor. Niciun tânăr nu beneficiază de terenul concesionate de ADS. Și cât de vreme are ADS-ul? 390.000. 390.000, din care în concesionate 230.000. Restul de 89.000 de hectare sunt în niște situații mai speciale. Multe sunt arendate, altele au o situație total neclară. Acolo am schimbat de prima săptămână conducerea ADS și încercăm să facem lumină ce s-a întâmplat cu, sau ce se întâmplă cu acele hectare care nu se găsesc nici concesionate, nici arendate, care este statutul lor și ce se întâmplă cu aceste redevențe. Să încercăm să renegociem, să vedem cum au fost făcute contracte, să încercăm să renegociem acele redevențe total ridicole, 3-400 kg. Adică valoarea, voi înțelegeți, valoarea a câteva sute kg de picul de ține cât s-a fixat în contractul de concesiune. Asta e cât ține fermierul de Nu știu cât ține fermierul, o să ne recomand când deschidem competiția, să vedem cine își depune dosarul pentru tine fermier. Citim la noi ziar, tot așa, în interviul nostru, că nu aveți nici situația cu privire la terenurile deținute de străini în România. Nu, pentru că acest lucru este la nu foarte multe contracte, foarte multe contracte de vânzare-cumpărare nu sunt
Ministerul Agriculturii și Registrul Național de Cadastru. Și ăia nu dat datele la Ministerul Agriculturii. Acum o să lucrăm la o procedură prin care acestea sunt gratuiti, le prindem și în legea Dumnezeului Părinte. Prin care, într-o anumită revedere mai, fiecare contract de vânzare cumpărare să fie notificat pe OCPI și OCPI o anumită velocitate să anunțe Ministerul Agriculturii. La terenul agricol. Da, respectiv ADS-ul. Este un vin teren în România, de 6 luni, îmi vrei să spui la primărie să anunți că ai de un teren. Dacă nu te duci, îți dau aia amendă. Nu există deja chestia. Nu, mă, la primărie și ANCP-ul... Păi da, și dacă te duci la primărie, înseamnă că... Și foarte multe lucruri care trebuie să vezi și nu se respectă așa. Bun, asta legat de... Hai să am deviat un pic de la asta. Legat de condițiile de implementare, ce mai vrem noi să negociem? Propunerea comisiei a fost rata de cofinanțare, nu, rata de nerambursabile să fie 70% pentru regiunile mai puțin dezvoltate. Propunerea asta este 85% și 65% pentru zone cu constrângeri naturale și specifice. Propunerea asta este 75%, asta vom negocia cu țările. Deci asta ce e 85%? Condițiile de implementare. Banii pentru proiectele în regiunile mai puțin dezvoltate, rata de cofinanțare, plățile. Era în proiectul responsabil să fie 7%, 65% propunerea comisiei, noi propunem 85%, respectiv 75%. Cofinanțarea românilor să fie doar de 15%. 15%, respectiv 25% pentru zonele cu constrângeri naturale. Repet, sunt două, oarecum două tabele, țările nordice și țările din zona noastră. Și ceea ce este foarte important, și ceea ce a prins cererea președinția finlandeză în documente, dar fără să detalieze, că 40% dintre bani trebuie să cheltuiți pentru măsuri de mediu și climă. Sigur că acolo în țările nordice unde problemele fundamentale au fost rezolvate, asocierea, dar noi încă suntem departe cu asocierea, lanțurile de produs, vânzarea, depozitarea, acolo sunt lucruri rezolvate de mult, probabil datorită exploatării terenului într-un mod mai sălbatic, să zic, au apărut și consecințe legate de mediu, de climă. Și acum doresc să cheltuie foarte mulți bani pentru aceste aspecte. Pentru țările din zona noastră, inclusiv pentru România, nu ar fi un avantaj, pentru că efectiv ar lua foarte mulți bani, mai ales din dezvoltare rurală. Noi avem nevoie, credem noi, asta este gândirea Ministerului, ca pentru zona de dezvoltare rurală să avem cât mai mulți bani. Și avem aici niște întrebări la care de comisie n-am răspuns. Ce s-a întâmplat la sută? Care sunt acele scheme gândite de comisie pentru mediu și trebuie să știm cum le facem și noi. Caietele de sarcini și schemele de sprijin. 40% din pilonul 1, 40% doar din pilonul 2. Noi am dorit să fie și din pilonul 1, să putem și din plățile directe să considerăm măsuri de climă și mediu și să ne construim așa fel penseu să putem cheltui și din pilonul 1. Pentru că dacă aceste 4% vor fi doar din pilonul 2, pentru dezvoltare rurală vor rămâne foarte puțin bani, undeva 3 miliarde și ceva. Ceea ce maxim 4 miliarde. Ceea ce va fi foarte, foarte puțin pentru ce dorim noi. Asta a legat de 4 miliarde, dacă ni se alocă 8 miliarde. Dacă ni se alocă 8, da. Sigur, deci astea sunt elementele de negociere cu care noi și poziționarea noastră cu care noi vom negocia în continuare. Pentru că, repet, s-a schimbat președinția Finlandei, vine președinția Croației, vom vedea la prima întâlnire de lunea viitoare, din 27, care este propunerea președinției Croației, care e viziunea, dar cred că săptămâna viitoare noi vom încerca să fim mai multe bilaterale cu țările din jurul nostru. Cu problema, urmează cu Ungaria, Croația, Slovacia, așa trebuie să creăm și noi un pol care să ținem aceleași lucruri. Pentru că dacă să ținem separat, nu avem nicio șansă. Țările nordice s-au ocupat deja și
exact ce doresc. Numai ca priorități ale Ministerului în acest an, pentru că sunt convins că pentru anul zero se pot rezolva multe lucruri, mai ales că susținerea parlamentară este fragilă și pentru fiecare aspect în parte trebuie să negociem cu cei care ne susțin condiționat, dar care în același timp ați văzut ei să comportă ca și mafie în opoziție, deși secretar de stat și șef de agenții îi pline la cele două partide suror, Alde și PNP. Un suror. Deci am spus. Surori? Partener, partener. Deci, ce ne interesează ca în acest PNS să avantajăm fermele familiale și ferma medie. De ce? Ați văzut? Se discută despre o plafonare. Nu v-am spus care este poziția noastră legată de plafonare. Se discută despre o plafonare. Țările nordice dorește o plafonare la 100.000 de euro. A plăților directe, sigur, cu posibilitatea de reducere cheltuielor cu forța de muncă. Funcția noastră și a țărilor din jurul țării noastre este următoare. Plafonarea să fie voluntară, adică fiecare stat membru să stabilească care este nivelul de plafonare după o analiză socio-economică foarte bine făcută. Fiecare stat membru are anumite particularități, știe exact cum stă cu structura fermelor, cu modul de cu gradul de asociere, cu lanțul de produs, cu piața, știe exact care este deficitul comercial. Noi, în acesta, din păcate, ne apropiem doar pentru produsele agricole la un deficit comercial de 2 miliarde de euro. Deci, deficit care crește din 2015 sau 2016, nu fiecare an. Deci, cumpărăm mai mult cu 2 miliarde decât exportăm. Exportăm. De ce? Noi exportăm cantități foarte mari de materii prime, adică cereale, boabe și animale vii. Și exportăm carne procesată, carcase, dar și produse alimentare cu valoarea adăugată mare. Și de aceea, în noul PNS, vrem să alocăm cât mai mulți bani pentru asociere, pentru cooperativă, pentru procesare, depozitare și lanțuri de valorificare. Dacă nu reușim în ăștia 7 ani să rezolvăm problema asocierii și problema pieței, a celor mici și medii, pentru că cei mari se descurcă, atunci nu știm după 2027, în pregătit, câți bani vor mai fi. Sau dacă va mai fi o nouă politică agricolă comună, probabil fiecare țară va face propria politică agricolă. Și nu are rost să pierdem cei 7 ani. Asta este opinia noastră. De aceea, noi vrem o plafonare voluntară și o plată redistributivă. Adică să decidem noi, la nivelul României, care să fie plafonul, iar din rest, să putem face plăți redistributive către fermele medii, fermele de familie. În toată Uniunea Europeană, osatura principală a osatura principală a agriculturii este ferma de familie. Sigur că o fermă de familie are o tradiție. Nu sunt nici foarte multe ferme mari cum sunt la noi, noi avem cele mai multe ferme din lume, probabil, dar nici multitudinea de ferme mici de subsistență, de ordinul sfintelor de mică, care avem noi. Deci, noi avem de ales decât, în 7 ani de zile, să consolidăm ferma de fermă de familie, iar toate fermele acestea mici, sute de mii de ferme, se transformă în ferme comerciale, ferme rentabile. Altfel, ele vor dispărea. Vor rămâne doar așa, ca un mod de a subvenționa. Deci să înțeleg că cele mai mari ferme din lume strict pe agricultură, nu și pe mine. Pentru că au fost deci, meteri și au concesionat pe ciocul. Deci, în România sunt cele mai, și în țările din jurul nostru, sunt cele mai mari ferme din Europa și poate știm. Poate acum în America Latină vom găsi ferme asemănătoare. Asta legat de plafonare. Și ăsta este mandatul pe care o să ne negociem. Plafonare voluntară. Iar dacă vom avea și o rezervă, dacă ne vom impune totuși o plafonare obligatorie, la fond să fie la 300.000. Deci avem calcule pentru ambele variante. Nu la 100.000. Ca și priorități, deci, un PNS cât mai simplu, cât mai ușor cu scheme, un număr de scheme de sprijin cât mai puțin, așa fel încât să poată fi accesat banii, să nu pierdem bani. Voi lupta, și am spus, împotriva vânătorilor de subvenții.
Iar în momentul în care subvențiile vor dispare, ei vor pleca din acest domeniu. Dar până atunci, în jurul lor, distructor. Iar cei care au avut tradiție creșterea animalelor și cultivarea pământului, n-au apucat. Nu. Sunt efectiv sufocați de acești investitori sau vânători de subvenții. Și la nivel european există acest fenomen. Iar în nouă PMS, Comisia vrea să impună ca conceptul de fermier veritabil. Adică ești fermier veritabil dacă 80% din venituri sunt din agricultură. Astfel să nu poți accesa, să nu poți fi beneficiar de subvenții. Poți să activezi în agricultură, dar nu poți să fii beneficiar de subvenții decât dacă ești fermier veritabil. Și asta este una din propunerile Comisiei care probabil va fi prinsă în noul program național strategic. 80 sau 85? 80. Așa trebuie să fie și cu pensiile pentru ziare. Da. Apoi, iarăși o prioritate care anul acesta o sigur o să facem, pentru că am văzut că și cei din Comisia de colegii mei de la PSD, din Comisia de Agricultură, au scos legea de la Sertar, camerele agricole. Noi, de 10 ani de asta, minim de 10 ani de asta, aceste camere, pentru că legea există din 2008-2009, a fost modificată într-o 5 ori, nu s-a dorit, sau s-a dorit, probabil, implementarea ei, dar politizarea acestor structuri. Sunt niște structuri, niște entități private, care reprezintă cu adevărat interesele agricultorului dintr-o anumită zonă, județ sau localitate, și care pot să devină, la fel ca și în toată Europa, normale, pot să devină de interes public. Adică, pe lângă faptul că reprezintă interesele legitime ale fermierilor, să preia încet și atribuții pe care astăzi instituțiile publice din administrația agricolă le fac foarte prost sau mai mult din curte. Și direcții și alte. În prima fază, ele vor fi, am fost întrebat unde vor activa, unde vor funcționa aceste camere agricole și cu ce persoană. În prima fază, în serii de direcții agricole și cu persoana de acolo și cu banii de acolo. Urmând ca statul, într-o perioadă rezonabilă, în mod regresiv, să se retragă și să rămână aceste camere agricole, la fel ca și în toată Europa, să funcționeze în timp, poate 5 ani, poate 10 ani, o să vedem, din veniturile sau din banii, din cotizațiile membrilor. În prima fază, sigur că statul trebuie să, și așa a fost peste tot, statul s-a implicat, a început 100% și în mod regresiv s-a retras. Și atunci vor dispare, va dispare posibilitatea ca ministrul agriculturii să-și angajeze nepotul la direcția agricolă, pentru că el, directorul de acolo, îi răspunde, n-are ce să facă, nu răspunde ministrul la comandă. Camera agricolă din județul Cluj, formată din membrii care își aleg structura de conducere, va decide pe cine să angajeze, în ce domeniu și ce specialist, nu pe nepotul X sau Y. În țările din jurul nostru, aceste camere agricole rezolvă foarte multe probleme sistemice, din interior, de ecosistem, din agricultură, care la noi încearcă, repet, încearcă, nu le poate rezolva întotdeauna, încearcă să le rezolve statul, administrația agricolă. Și declarațiile neconforme, în care trebuie să vină cei de la APIA să vadă dacă ai declarat suprafețe corecte, acolo între ei se urmăresc unii pe alții, nu-și permit să declare lucruri false, pentru că cinci vecini din jurul lor știu că nu e așa. Și toate lucrurile acestea de ecosistem se rezolvă în interiorul organizației respective. Baza de date va fi întotdeauna o bază de date reală. Transparentă. La care vor avea acces și ceilalți membri din camera agricolă. Și, sigur, la început cu mai greu, în timp, acest lucru va funcționa și va fi mult, mult mai simplu pentru a gestiona problemele din agricultură. Iar statul va rămâne doar arbitru și jucător. Acum, prin structurile pe care statul le are, de multe ori din competența, din interese, devine și jucător și distorsionează piața. Și în domeniul agricol, ca și peste tot. Deci a spus camerele agricole, învățământul agricol dual, pentru că eu am moștenit o lege prin care Ministerul Agriculturii trebuia să ia, deși cei de la Ministerul Agriculturii trebuia să preia o parte din problematica liceelor agricole, adică să le cofinanțeze și să cumpărăm ferme, să cumpărăm animale, să cumpărăm tractoare, să facem oameni ca să facem ferme didactice, adică ferme demonstrative. Nicăieri de urmă nu există acest lucru. Acest lucru era valabil când economia era economia, nu era economia.
seama din punct de vedere economic cum funcționa, dar acum se fac niște ferme de stat, asta ar trebui niște ferme de stat, să fie și viabile, și rentabile, n-au cum să fie, pe de o parte distorsionez viața, pe de altă parte, investițiile ar fi foarte mari, bani care nu se găsesc, iar peste 5 ani, oricum, tehnologiile de acolo și tot ce se întâmplă acolo ar fi deja vechi. Or, în toată Europa funcționează acest sistem dual. În orice tip de învățământ tehnic este valabil, numai învățământ agricol. Și la orice nivel, profesional, liceal sau universitar. În niște fel, în cazul nostru, în niște fel, în niște fabrici de carne, de lapte existente, care sunt pe piață, care rezistă pe piață, conform regulilor pieței, îți poți desfășura activitatea practică, astfel încât să ai niște deprinderi și niște competențe, în așa fel încât în prima zi, după ce obții acea diplomă, să fie angajat. Sigur că trebuie să acordăm acestor fermieri sau acelor companii care vor să intre în acest sistem învățământ, luați niște facilități. Pentru că trebuie să dai niște facilități, mai mult când introduce elevi sau studenți acolo, dai peste cap un pic procesul de producție, au niște obligații în plus, legat și de protecția muncii și acestea. Dar acele facilități acordate, cu siguranță, ar avea un impact mult mai mic asupra bugetului decât statul ar face un efort să utileze cele 5-6 de licee agricole care nu reintră nici doresc să redevină licee agricole, pentru că în zona respectivă nu ar avea clienți. De aceea, în acest sistem dual, e o chestiune tripartită. Administrația publică locală și sistemul de învățământ din zonă care știe ce particularități are și ce dorințe ar fi, agentul economic și inspectoratul școlar. Fiecare vine cu ceva. Și în acele zone unde se dorește ca unele licee să facă clase sau unde școlul să aibă clase de pentru agricultură sau mecanică agricolă, se pot face aceste clase. În acest sistem agricol dual, care costă statul foarte puțin și care ar da rezultate mult mai bune. Am început discuțiile cu cei de la Ministerul Învățământului. Știu că doamna ministru, în perioada 2016, când a fost secretar de stat, s-a implicat foarte mult și cunoaște foarte bine acest sistem de învățământ dual, nu mai agricol, de învățământ dual. De aceea o să avem o colaborare bună, cred eu, în acest moment. Eu nu v-aș spune mai multe, nici așa prea multe. Dacă v-ați dorit să mă întrebați și știu, vă răspund, dacă nu știu, nu vă răspund. Ce-am se plană vizelul lucrurilor celor? Așa, pe fiecare. Așa, și eu v-au surprins total. Oi, mă. Apropo cu legea cu exportul de anul trecut. Nu, avea de anul trecut legea cu exportul anumarilor din. Da, legea privind bunăstarea. Regulile de bunăstare anumarilor din cu transportul. Legea există în Parlament, undeva pe la Senat, în comisii. Acolo trebuie mai multe comisii să aibă fie aviză, fie rapoarte. Legea poate fi îmbunătățită. Au venit foarte multe asociații de protecție animalului, dar și grupurile de fermieri. Vedem cum o facem acea lege să fie și bună și practicabilă. Legat de exportul. Sigur că există o tradiție a exportului de animale vii și mai ales oi și miei, dar și viței, în zona Golfului. Și această activitate a fost mai intensă sau mai puțin intensă și în funcție de evenimentele din Golf. Acolo sunt evenimente complexe care nu aveau nicio legătură niciodată, sau nu avea neapărat legătură cu relațiile între Ministerul Agriculturii din țara noastră și entitățile de acolo, dar și de relațiile, sigur, relațiile care erau între statele respective. Acum, ce am eu decât să fac și în acest domeniu? Am în următoarele săptămâni întâlniri, sigur, la dorința acelor state, întâlniri cu ambasadorii aproape tuturor statelor din zonă. Pentru că atunci când te instalezi, în general, mulți dintre ambasadori, asta vor să întâlnească cu toți ministrii. Fiecare având tema lui. O să mă întâlnesc cu toți ambasadorii, ei știu ce vor să-mi spună, eu știu ce vreau eu să-mi spun. De ce? La nivelul Direcției Generale pentru
lire mai veche, care nu s-a concretizat. Eu am discutat și cu Irimescu, care a fost ministru perioadă și care este la Bruxelles de vreo 20 de ani. Am discutat și cu ea, am discutat și cu alți oameni, am discutat cu ministrii din alte țări care au ungariare, poloniare, cehiare, peste tot. De câte ori mergem la Italia, o să vedeți că din partea Ungariei vine atașatul agricol, vine șeful Camerei Agricole, adică vin oameni care chiar știu ce au de făcut. Din Ungaria, din Austria, de peste tot. Numai la noi se duc șefile reconcentrate care jumătate nu înțeleg nimic. Ocupă locul în corp și nu poți să intre fermier. Deci asta vreau să fac. După o analiză atentă, la întâlnire cu acești, sigur, ambasadori, în final să decidem, pe urmărește de la mai, unde trimitem atacați agricoli. Este toată să-și facă treaba, să resuscităm schimbul acestea pe produse agroalimentare. Deci, unde ați trimis corpul de control? Ați trimis pe undeva? Da, corpul de control este la este încă și este spre final la Casa de Comerț și Mirea. L-am trimis la APIR. Așa? Ce-ați găsit la APIR? Poftim? Ce-ați găsit la APIR? Și acolo sunt mai mult probleme de zic. Ei sunt peste media, dacă media europeană este undeva la 55, au 5-7 grade de absorție. Acolo sunt mai mult probleme legate de modul de funcționare, de abuzuri. Deci, au fost peste 100 ceva de transferuri din mediul privat, direct fără concurs în afiliere, din persoana contractată. Și am găsit și cu apreze și tot felul de specialiști angajați la afiliere. Și mulți milițieni. Mulți. Transfer? Prin transfer? Prin transfer. Prin transfer. Este de la firme private, nu? Fără concurs, de la firme private. Deci, donați cu milițieni? Nu mai aproape. Numărul personalului nu a fost atât de mare. Efectiv, transfer de la firme private sau de la canuri sau de la entități care au fost, nu știu cifra exactă, mulți dintre ei au fost beneficiari ai schemelor sau a proiectelor la firme. Dar și la API am văzut pe la sfârșitul din noiembrie, începutul din decembrie, un val mare de angajare, de anunțuri de angajare. Da, noi am oprit sigur că am. Sigur că ne-am existat toate concursurile atunci. Asta pentru că trebuie să facem o evaluare. Aici este un alt subiect, dar nu prea mult. Deja trebuie să facem o evaluare a tuturor acestor entități. Prima va fi a aparatului de lucru al Ministerului, de 1700 posturi și unde cel puțin 15% o să ne reducem. Din Ministerul de Lucru? Din Minister. Din Minister, din Central. În total? În Central. În total avem 14.239 de ani de viață. 14.239. 700 în aparat în central. Agenția Națională de Zonă 326, AFIR 1.800, ANIF-ul 3.286, de cei cu mănătările funciare, APIA 4.125, sistemul de anti-grind din 75, sistemul AMBA, Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură. Acolo este cel mai mare dezastru. Sigur că nu este o problemă foarte importantă pentru județul nostru, dar pentru țara noastră este foarte importantă. Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură și structura din Minister, AMPOVA, Autoritatea de Management pentru Pescuit și Operațiuni Piscicole, acolo gradul de atort este de 26%. Iar Cormoran nu a fost aruncat. Discuția cu Cormoran nu a fost aruncat de lucrătoare. Am primit spre patră și sigur că n-am semnat niște documente de despăgubiri privind paguri foarte mari în piscicultură, prin care erau și Cormoranii inclinați, dar sunt și alți factori. Iar legislația europeană permite ca la sfârșitul fiecare an, pe niște dosare foarte bine documentate, să există aceste descoperiri, dacă aceste descoperiri sunt vin pe cifre reale. Sigur că am constatat că sumele erau foarte mari, nu
acum că am constatat, eu dat seama că cei care erau beneficiari mei au primit date concrete. Ceilalți actori din viticultură, pentru că în loc să distribuie în mod proporțional tuturor celor care activau tot, tuturor celor care aveau pierdes, ei au murit. Era spre fășit de noiembrie și n-au ajuns să aducă date la Senatul Ministru, au dorit să, asta credem noi și asta suspicăm, și acolo este corpul de control, să fie despăgubit doar anumite entități, cu sume foarte mari. Ceilalți care fie erau cubiți de formă sau de implementață, tot la acum noi, acum nu știu, noi analizăm cât de despăgubiți erau, pentru că unii erau despăgubiți pentru niște cantități, ziceau ei, care erau pierderi, considerate pierderi pe 2019, dar acele cantități erau mai mari decât producția raportată de în ultimii 5 ani, producția vândută pe factură. Ori este foarte puțin probabil ca în 2019 tu să ai o cantitate, o pierdere mai mare decât ai avut producție în 5 ani. Pe de-o parte. Pe de altă parte, avem, și de aceea avem acolo corpul de control, și corpul de control, dovezi ceva de oameni, nu putem să vină peste tot. Avem dovezi și avem cărți la terminare, că unii dintre ei care au fost beneficiari a acestui program de despăgubit, în ultimii ani nu au avut pește pentru că nu au avut apă. Ei cultivau acolo rapiță, orez. Așa, dacă cumva nu se gândesc. Și le-a făcut obiecte la pește, normal, dar până aia apă. Pe ce se bazează? Sunt ceva studii, ca când nu te propagane? Ce se bazează? Nu, nu. Există pește, există diverse pește, există diverse pește. Sunt boli, sunt... Culmea agriculturii, cultiv rapiță și ca să-l bag după pește. Deci, acest aspect de piscicultură a fost tot timpul lăsat. Nu vă să discutam mai multe subvenții de apă, de a fi, pentru că era mult mai atractiv și interesant un lucru mai mare zâmbă. Și mod voit a fost lăsat, pentru că acolo s-au făcut cele mai mari nebuni. Deci, vă dați seama, ei au un grad de atracție de 26%, mai avem un an, dar sigur, este aici o străie. Este să ai foarte merge. Dar suntem atât de în spate cu această AMPA, care trebuie să o restructurăm. AMPA este partea executivă, Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură, iar partea aceasta care scrie programe și monitorizează este autoritatea de management, AMPO, așa se numește, de pescuitură și operațiuni pescuitură. Deci, mâna la mână au făcut nebunile astea și au trebuit văzut exact ce este, pentru că, clar, lucruri grave și, fără să fie frică, pe n-ai s-au întâmplat, dar trebuie văzut în ce grad și cine este vinovat. Sunt convins că nu toți oamenii de acolo sunt vinovați și nu vreau să aruncă așa. Dar acum s-au întâmplat niște lucruri foarte urâte, iar corboanul este unul din infarcturi care pot să producă pagume. Deci se bazează pe ceva studii teoretice. Acolo mănâncă foarte mult. Mănâncă foarte mult, știi? Se pare că o specie protejată s-a înmulțit foarte mult și dacă era până acum câțiva ani doar în zona deltei, a intrat și în zonele pișticole din interiorul țării, unde adevăr produce pagube. Dar problema este dacă pagubele sunt reale, dacă producțiile sunt reale și atunci și documentele sunt reale și oamenii aceia au dreptul să beneficieze de despăgubire. Deci, după regulament, există acest lucru. Domnule ministru, una dintre temele pe care le-ați criticat a fost cea legată de modificarea prevederilor legale legate de comerțul cu medicamente de uz veterinar. Vreau să vă întreb dacă există posibilitatea ca guvernul să dea ordonanță de urgență în acest domeniu ca să revină la vechea stare de fapt. Noi vreau să încercăm în prima fază, pentru că am promis să dăm mai puțin ordonanță de urgență. În prima fază, în regim de urgență, să corectăm acea aberanță, pentru că este o aberanță. Adică o companie farmaceutică, veterinară, și-a instalat la conducerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentului foștii angajați, pentru că asta era președintele, vicepreședintele, șeful de cabinet al președintelui, erau foști angajați ai acelei companii și compania respectivă a reușit să modifice în mod abuziv o lege a unei profesii, pentru că ei au modificat prevederi din legea organizării și exercitării profesiei de medic veterinar. Care era o lege veche comună în toată Europa. Pentru că sunt 8 profesii reglementate la nivel european, pentru că era făcută cu
cele o profesie, era și profesia de mediu. Dar nu desigur a specificat, păi asta e interesant, capitolul cu vânzarea în detalii și utilizarea medicamentelor veterinare. Au modificat această lege pentru ca acea companie să poată să vândă fără avizul medicului veterinar, fără ca animalul să fie consultat, să poată să vândă multe medicamente. Ceea ce este un lucru foarte grav, multe dintre aceste medicamente se regăsesc ca reziduri în carne și lapte. Unele dintre aceste medicamente, cantități foarte mari de medicamente, sunt și antibiotice. Aici intervine și fenomenul de antibiorezistență, care este foarte grav la nivel mondial, fenomenul de antibiorezistență. Există două componente. Fie consumul de antibiotice fără rețetă, de antibiotice de uz uman fără rețetă și utilizarea lor inadecvată și în exces, fie consumul de carne și lapte și produsele respective de antibiotice de uz veterinar, care de data aceasta le ingerăm fără să știm. Ambele asemenea aspecte duc la fenomenul de antibiorezistență. Și atunci când, într-adevăr, am avea nevoie de un antibiotic pentru că suferim de anumite afecțiuni, acel antibiotic nu mai este eficace. Fenomenul acesta de antibiorezistență este foarte grav. Acolo să schimbăm legea și o să înăsprim puțin și legea celorlalte substanțe legate de substanțele acestea fitosanitare. Pentru că, repet, legislație există. Problema cum este pusă în aplicare această legislație. Ați văzut fenomenul acela, sau accidentul mai de la Timișoara? Da, da, da. Din păcate, în, la noi țara, probabil oricine, în mod necontrolat, are acces la medicamente, respectiv la asemenea substanțe, și le utilizează cum vrea. Produsele fitosanitare sunt valide? N-ar trebui să fie valide. Există o legislație, se spune cine are dreptul să le comercializeze, în ce condiții, ar trebui să fie registre, ar trebui să fie cumpărate doar de către persoane autorizate. Și legumicultorii sau cultivatorii de plante care figurează niște evidențe, să fie niște registre, dar și la farmacii registre spre unde pleacă, spre ce farmacie pleacă din depozit medicamentul, iar din farmacie pe rețetă, la ce medic pleacă. Pentru că fiecare farmacie, în mod, fiecare rețetă, de fapt, numărul rețetei este numărul de registre consultații. Și altfel s-ar putea face trasabilitate. La ta vreme când se vând fără rețetă direct la om și om administrează medicamente sau respectiv substanțele respective, le pune pe plante sau pe agricultură, nu mai este niciun pericol, dar ține formă de conștiința fiecărui om care are acces nelimitat la asemenea substanță. Aici, sigur, am discutat și cu cei de la Agenția Națională Fitosanitară, care sunt o structură care trebuie să rămână și ar trebui puțin consolidată, dar îți prea multe să, în două luni de zile, abia am ajutat să văd fiecare cam cu ce se ocupă și care ar fi problemele lor și între unii care au ce lucruri mai problematice s-au întâmplat și cum le rezolvăm. Ia se ne arajat, 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 dar... Dacă se adevărește ce spune cu marele de acelea de comorare, de ce v-ați contat, domnul ministru, dacă îmi permiteți? Ați zis că veți purta discuția și început cu țările apropiate? Sigur, așa se ca să putem avea o poziție comună. Dacă, în tabla tuturor discuții, aveți în vedere și povestea aceasta cu epidemia, cresta, vaccină și de ce vă întreb? Vedeți, am uitat să vă întreb. Cât e de și dacă îmi permiteți să punctez un astfel. Am descoperit în ghiulul meu de la primul anul de la Trinitate, am descoperit un caz de... A fost un restaurant. Interesant, zic eu, cât de multe mărunt. Cum a ajuns peste asta peste mărunt? Un scârnar, știți, da? Comercialul de porci, de viață aici și din lucru, a luat câteva zeci de porci din o zonă de asta, cum zice, sub... Nu care vine la sub... Zona de interdicție. De observare. În fine, o zonă de interdicție din Bihor și-a dus o mine mai seama rămâne. Da. Știți ce vedeam și-a luat în instanță? Și-a să vându suspendat. Nu mă sunați. Dar am înțeles de ce omul ăsta s-a luat. A luat... Păi s-a luat, că prima dată i-a vândut, au murit toți...
a luat încă o tură, iată, la o priză, la două, trei ori în câteva zile. Deci, n-am putut să spun că nu știa. Aștept foarte bine. Da. Mie m-ați întrebat, de ce în evenimentul ăsta, săptămâna verde, vine după masa, este dedicată întâlnirii legate de festa vaccină africană și la care între ei participă colegii ministri și șefii serviciilor veterinari. Chiar dimineața am avut o discuție cu colegul meu, cu Robert Ioganu, președintele ANSV SRL, care va participa. Nu, că i-a schimbat. Da? Sigur. Lumea nu știe. Această invitație nu este spunată din Sfântul Ecuturii și nu mai sunt eu. Sigur, este invitată separată la premier. ANSV SRL. Acum, faptul că eu sunt medic veterinar și cunosc mai bine aspectele și cunosc și colegii, sigur că colaborarea să fie mai bună, sper. Dar legat de... și eu nu vreau să mă disculp aici, vreau să mă asum oricum. Legat de gestionarea peste cocine africane, domnul Daia a făcut-o gratuit, pentru că n-avea voie. Acel Geronimo Brănescu, fiind omul de casă al premierului, de facto, Dragnea, era unul Dragnea, n-avea voie să fie aprins de mic și atunci așa eram, e scos în față, domnul Daia, n-are nicio atribuție. Sau are foarte puține atribuții în Ministerul Agriculturii în lupta împotriva epizodilor respective, epidemiilor. Acolo este Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, care are structuri în teritoriu, are oameni care știu, are laboratoare. Sigur, nu singur, pentru că măsurile acestea de control, dacă tot văzeam de sansar, de control în trafic, de circulație animală, control la frontieră, se fac împreună cu Instituțiile de forță. Există acel Comitet Național de Combatere a Bolilor, sau Comitet Național pentru Situații Speciale de Urgență, care se instituie, sau care se reunește de câte ori apare asemenea, care este coordonat de către Ministerul de Interne, de către cei care se ocupă de situații de urgență, în care șeful autorității generale este partea tehnică, să zic așa. În Ministerul Culturii, sigur, și noi încercăm să ajutăm prin structurile noastre, dar noi nu avem structuri specializate pentru a lupta împotriva bolilor. Sigur, colaborăm. Și atunci va fi o întâlnire comună. Sigur, ei nefiind, nu avem rând de ministru, totdeauna problemele sanitare veterinare se discută și la Comisia de Agricultură, pentru că sunt comisarii de agricultură, dar și la Direcția Generală, la DG Sandra, Direcția Comisar pentru Sănătate și Siguranță Alimentară. Deci ei sunt subordonați oarecum la doi comisari. La fel cum suntem noi, asta, sigur, în afară. Noi avem doar Ministrul de Agricultură. Sunt țări în care agricultura este atât de puternică încât au doi miniștri. Este Ministrul de Agricultură. Și la faza după pauză, Ministrul de Agricultură părăsesc sala și rămânem câțiva care sunt ministri comuni și ministrii care sunt piscicultură. Sunt țări unde piscicultura este mai importantă decât agricultura și aduce venituri mai mari decât cât e de întinsă acesta? Mai ales august sau amezat? Este și Polonia asta. Și Polonia e provinsul Sasol, care? Polonia, Polonia, Ucraina, acum se apropie de granița cu Germania și am văzut că atunci e grea pentru că undeva la granița celor trei state, Ucraina, Polonia și Germania, are apărut. Polonia a trimis, deci au găsit doi ministeri morți și au trimis armata și mai la mine. Doi ministeri morți. La întâlnirea din decembrie, îmi spunea, la bilaterală, îmi spunea, cam la 19 cu mine și pe colegi de la serviciile de veterinare, să întrebe pe polonezi ce au făcut ei. Ei au încercat foarte multe. Și ei, la ei nu. Și au reușit doar să o localizeze, doar să o localizeze. Ei au încercat, de exemplu, în jurul marilor ferme, pentru că la noi s-a întâmplat și la noi, s-a total neplăcut. În ferma respectivă nu era peste făcină, dar în raza aceea de supraveghere și restricții pe 10 km, la gospodăria populației au apărut. Și atunci cei din fermă nu putea să scoată animalele, dacă erau procese, nu în altă parte, să îi pună pentru îngrășarea la alte ferme, că nici porcii grași care deja depășeau libertatea, îi ținea de 3-4 luni, aveau pierdere de 10 de euro pe zi, apărea fenomenul de canibale, deci sunt numai niște lucruri încât ei doreau să apară. Așa, așa s-a ajuns. Vă dați seama, această situație paradoxală în care fermierul dorea să apară pesta în fermă, atunci toată eutanasierea distrugerea cadavrelor și despăduirea o suporta statul. La fel, el credea în fiecare zi pierdea bani.
avut probleme, am încercat acest lucru. În jurul fermelor, în anumite zone, adică nu fost. S-a interzis pe rază de X kilometri, crescătorilor să țină porcii în gospodării și primeau niște vouchere sau primeau câte un porc de Crăciun, dacă îți spun, eu țin doi porci. Câte doi porci de Crăciun, exact de la fermii respectivi. Doar ca să nu le creeze probleme fermierilor. Deci am încercat și toate variantele. Dar, repet, problema, și am și spus-o, problema principală nu e porcul din gospodărie. Dacă porcul din gospodărie este crescut acolo doar pentru consum. Problema principală sunt sansarii și porcul mistreț. Deci primatul acesta animalelor și respectiv a virusului, dintr-un loc în altul. Asta înseamnă să zicem mai grav. Dacă avem o situație, o situație cu sansarii, nu aveți idee dacă... Eu am spus-o. Dacă sunt ținut sub control... Situația cu sansarii ar fi foarte sigură pentru că ei sunt cunoscuți. Atât de către crescători, pentru că ăștia vin din poartă în poartă, sunt aceiași de ani de zile, cât și de către cei care gestioneau trebunurile, dar și de către autorități, începând de la DSVS-ul, până la cei din poliție care câteodată mai colaborau la controlul de trafic. Ei sunt cunoscuți, sunt aceleași numere de mașini, aceleași numere de remorci, se știe foarte bine. Trebuie doar opriți cu niște... Și să înțeleg ce, ce, de ce ar trebui opriți, dacă ei se duc la un țărat și ăla n-are ce să ducă cu ei în târg sau facă... Trafic ilegal, e comerț ilicit. Ia din zonă, pescă și duce în zonă care îl cumpără de la tine și prinde mai sus. El n-are voie să scoată un animal din zonă, nu vrei să-ți duce la zonă. Nu, dar nu normal, fără să nu fie vorba de peste. S-am sare, nu spune și eu cumeți. Evaziune fiscală. Da, dar e ilicit. Nu autorizat. Ăla e și comerț ilicit și în cazul evoluției peste porcine, ei n-au vrei să facă această activitate. Pe lângă, nu discut de faptul că ei nu sunt fiscalizați, că mașinile nu sunt dezinfectate, că nu sunt autorizate, deci e foarte alegru și foarte ani de zi, ai fi serios. În nicio țară normală din Europa nu mai există stilul acesta de comerț. Sunt expoziții ale fermierilor și atunci, în rest, livrarea se face din fermă, direct în abator, mașinile sunt ale abatorului respectiv, nu vine cineva din foarte foarte să... Mașina este dezinfectată, se duce pe anumite culoare, iar în momentul când apar bolile, nu ai voie nici la ei, dintr-o zonă cu o anumită boală, să introduci animale în alte zone. Deci e simplu. Ei s-au dat de asta atât acestor mici fermele țărăși. Ei au nevoie de cucei de undeva, nu știu, cu cei și distribuie. Deci numărul, deci numărul de animale nu contează crescut în fermă, atâta timp cât ai de referim la porci, atâta timp cât ele sunt consumate în intervăstări. E declarare cel că despune accent pe îmbunătățirea raselor, anumitor rase. Așteptat, cum funcționează Agenția de Zootehnie, Agenția Națională? Luni vom fi un loc director la Agenția Națională de Zootehnie. Luni dimineața. A fost acolo tot, nu a fost. Am ținut niște rapoarte, directorul plin, să zic așa, era, a fost suspendat chiar într-un proces penal, a fost suspendat de luni de zile, acolo este un director adjunct care se îndreaptă despre vârsta pensionării, acolo este un vin, să zic așa, de putere, da? Contează cât Agenția Națională, dar și relația pe care o aibă cu fermierii și cu oamenii asociați. Deci aici e vorba de registrele de rasă și COP-urile. Lucru sensibil. De aceea am venit să am întâlnit cu tot mediul asociativ, chiar dacă între ei, unii se contestă, eu am dorit, pentru că știam o grămadă de lucruri de la unul sau de la altul, am dorit acele lucruri să și le spună ei în față unul la altul, să gădăm de acord că prin 2021 nu mai repetăm aceleași greșeli. Pentru că și acolo s-au sifonat bani nejustificați, nu banii se mai pe niște scheme de genetice, pe niște rase. S-au făcut pe prietenii, fiecare deținea cartea de rasă care era prieten cu ministru și acum nu vreau ca alții care sunt prieteni cu celălalt ministru să fie deținători ai cărții de rasă, să ia niște bani necuveniți, fără să demonstreze că face genotipare și că face treaba exact cum scrie regulament. Sigur, în toate țările normale, unde există asociații și unde există, unde mediul asociativ, asociative cu piese puternic, registrele de rasă, adică acele prefiguri, sunt ținute de către asociații, normal. Adică este o chestiune externalizată. Nu le ține statul, le ține. Dar și răspund pentru ce fac și cum cheltuie banii. Răspund în primul rând în fața membrilor. Ori ei n-ar dori să răspundă în fața membrilor și nici în fața unii dintre ei, nici în fața statului care le dă bani. Sunt niște casă, dar nu este importantă schimbarea, numai schimbarea conducerei ANZ-ului, cât și atitudinea pe care
șefii, repet, șefii Unicef, pentru că nu vreau să zic, Unicef ai asociațiilor, o față de membri asociațiilor și relațiile pe care le-au cu ministerul. Că aici s-au întâmplat lucrurile mai puțin ortodoxe și contestabile de către membri, de către fermieri, că unii șefi de asociație și-au reprezentat doar propriile interese sau unui grup foarte mic, beneficiind de o relație mai specială cu cei din ANZ. Spus, ce asta spus așa mai... Eu vă mulțumesc!